Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Momentul când v-ați putut opri din râs. Aveți posibilitatea să invitați la cină orice persoană din lume. Care ar fi aceasta? Munte sau mare? Măr sau pară? Andreea Esca sau Andreea Berecleanu? Cove sau Mircea Radu? Ceai sau cafea? Cel mai bun cântăreț din România? O persoană sau trupă de umor preferată? Un defect de care ați dori să scăpați? Ultimul cântec pus pe repeat? Cea mai gustoasă mâncare pe care ați mâncat-o? Vă mulțumim! Am redescoperit-o și mai mult pe doamna Andreea Marin. Și copiii vă apreciază activitatea Spor în toate! Mulțumesc tare mult, draga mea! Încerc să o învăț, pentru că atunci când ne oglindim în ochii copiilor noștri, cumva vedem adevăruri pe care nu le-am sesizat la vremea lor. Și încerc să explic că nu perfecțiunea trebuie să fie un scop în viață, ci echilibrul. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Este o mare bucurie pentru mine, dacă mă gândesc mai bine, este chiar o exaltare sufletească să mă aflu sub acoperișul invitatei mele. Pentru că ce poate fi mai frumos decât un cadru mirific în compania unei persoane de care cu greu te desparți? Dragii mei, această imagine pe care o vedeți nu încapsulează felul de a fi, ospitalitatea Andreei Marin este mult mai primitoare. S-a născut în Moldova lui Creangă și acolo viața a început să-și depene fuiorul. În acel loc a mângâiat pentru prima dată clapele pianului, ajutată sub călăuzirea mamei sale. Tot acolo, tatăl său a venit cu îndemnul nu există, nu se poate, atunci când ea se poticnea. A luat un start foarte bun în viață de la doi părinți minunați. Chiar dacă mama a pierit, Andreea a învățat să crească alături de tata, care i-a fost model de perseverență. Invitata mea dăruiește și inspiră o sumedenie de oameni. A învățat să se prețuiască pe sine pentru ca izvorul de unde dă să nu sece. E convinsă că în toată această vâltoare vremelnică a lumii, important este să te cunoști pe tine. Și viața sa este chimia cea mai frumoasă legată de trei violete care se sudează prin felul de a fi, care au aceeași forță, aceeași energie de a trece peste toate. Mulțumim că ne-ai primit la tine, draga Andreea Marin. Mulțumesc tare mult pentru că vii așa de fiecare dată cu un tumult de energie. Am crezut că doar eu sunt energie, dar tu mă întreci, crede-mă. Și de data aceasta ai venit și cu prăjituri, asta nu știți, nu se vede la cameră, cu prăjituri făcute acasă, să tot ai astfel de interviuri. Da, și cu o minune de fată. Mulțumesc asemenea și violeta ta este minunată. E cât mine de înaltă, acum mă întrece în scurt timp. Ce valoare ai vrea să-i transmiți fetei tale? Omenia, într-un cuvânt. Pentru că dacă ești om, dacă ceilalți te simt aproape la nevoie, îți simt recunoștința când e cazul, atunci creezi această apropiere de care avem nevoie în viață. I-am explicat și ei, nu putem clădi, deși pare că am putea. Și ne căutăm așa independența din când în când. Dar nu putem clădi de unii singuri. Și nu putem trăi de unii singuri. Și nu putem face lucruri frumoase fără să le împărtășim, căci n-au rost, își pierd valoarea. Deci omenia. Și ce ai vrea să învețe din exemplul feminității tale?
Nu știu dacă sunt cel mai bun exemplu de feminitate. Uneori sunt așa bărbată, Zoe, fii bărbată, vorba aia. Pentru că viața ne împinge așa cumva către momente sau ani din viață în care trebuie să ne descurcăm și să fim tari și să facem față greutăților. Și viața mea n-a fost lipsită de greutăți, asta e. Dar am mers înainte și până la urmă cred că asta e și important. Să existe un fir așa conducător care să nu se rupă. Care crezi că sunt cele mai intense provocări ale femeii de astăzi? Să facă față multiplelor fațete ale vieții ce este oferită. Să fie bună și la job, în partea profesională, și dacă își dorește să facă performanță, nu e deloc ușor, să fie și bună gospodină acasă. Și nu zic asta glumind, pentru că, nu știu, dacă ești un om ca mine, obsedat de curățenie și de a fi totul ireproșabil, nu e deloc ușor, chiar și dacă ai un ajutor, nu știu, odată la nu știu cât timp, o dată la săptămână, cum e cazul meu, da? Cineva mă ajută, dar în rest eu sunt omul care păstrează aproape intact totul până în săptămâna următoare. Deci să fii o femeie care să-și țină unită familia, să fii bine cu tine, cu sănătatea ta, cu echilibrul tău, parcă sunt prea multe cerințe uneori pentru o femeie în ziua de azi. Ești o femeie energică care susține sănătatea vetrei sale și ai ajuns în același timp pe culmile gloriei. Cum reușești? Sunt cuvinte prea mari. Serios. Nu, știu că ești modestă, dar... Nu e că sunt modestă. Ci de acasă nu ne contrazică, spun. Nu. Adică nu ne contrazic, te contrazic pe tine. Unul e ce vede omul la televizor și alta e realitatea. Realitatea e că avem cu toții, că apărem sau nu în fața unei camere de luat vederi din când în când, avem cu toții și necazuri, avem cu toții și neîmpliniri. Important e cum trecem prin ele. E adevărat că diferența o face atitudinea în fața vieții, sigur că da, și, cum să zic, perseverența de a merge înainte și de a căuta alte și alte căi pentru a rezolva ce nu se rezolvă din primul moment. Însă, cred că viața nu e chiar așa o jucărie. E un dar, dar trebuie să știi să o trăiești frumos și demn. Sunt momente în care vrei să evadezi din această dimensiune, nu zic a vedetelor, pentru că știu că nu-ți place, da, a persoanelor publice. Așa, da. Să fii o persoană obișnuită, pe lângă care oamenii să treacă fără niciun fel de reacție deosebită, ți-ar plăcea? Să știi că asta mie nu mi s-a întâmplat cam niciodată. Nici când nu eram o persoană cunoscută, nu mi se întâmpla să trec nevăzută. Pentru că probabil că e în mine o energie de un anumit fel și atunci când intru într-o încăpere, cumva atrag atenția. Asta nu e o dovadă de infatuare. Ceea ce spun este pur și simplu o realitate. Ai prezență. Da, ai e o energie care îi atrage pe ceilalți. Și prezența, da? Și nu vorbim aici doar de faptul că atrage priviri. Uh-huh. Că nu neapărat trebuie să fii vreo frumusețe ca să se întâmple asta. Trebuie să ai ceva aparte, o energie a ta care îi molipsește pe ceilalți, care îi atrage într-un fel sau altul. Poți, de exemplu, să fii o persoană foarte veselă, da? Și să atragi cu umorul tău. Chiar dacă n-ai un chip de manechin sau un trup de manechin, da? Sau există varianta de a fi, de a avea o retorică atât de bună, uh-huh, încât în momentul în care deschizi gura să-i cucerești pe cei din jur și să nu mai conteze alte calități sau defecte pe care le ai. Pur și simplu acesta e punctul tău forte. Deci sunt cumva unul dintre acei oameni. Nu, nici nu-mi doresc să fug de cine sunt, pentru că în fond eu nu mi-am construit o imagine, cum se întâmplă azi. Aș spune mai degrabă că m-am construit în timp prin firescul a ceea ce am făcut și prin felul în care am pus cărămidă peste cărămidă și am ridicat așa o clădire, cum face orice om, mai pune ceva, mai adaugă ceva, mai adaugă ceva în viață, da? Și e clădirea vieții lui, da? E, cam asta am făcut. Și dacă am ajuns într-un punct în care oamenii să mă primească în sufletele lor
cu brațele deschise, cu îmbrățișare, asta e o treabă frumoasă, pentru că rămâne și pentru că simți că ai lăsat ceva în urmă. Cam așa stau lucrurile. Și tu ai lăsat din plin. Eu nu văd lucrurile la fel și nici când mă uit în oglindă, eu nu văd ce vezi tu sau ce vede altcineva. Dar eu sunt obișnuită cu mine, încerc mereu să învăț mai mult, să fiu mai bună mâine decât sunt azi. De fapt, tu demarezi campanii umanitare și caritatea conturează bogăția ta spirituală. Ești implicată într-o sumedenie de proiecte de acest gen. Da, dar ceea ce poate nu știe orice om este că pentru mine, din nou, acesta a fost firescul vieții mele. Pentru că, așa cum erau lucrurile pe vremea comunismului, ai mei m-au învățat să fiu omul care să împartă cu ceilalți ceea ce are. Așa am crescut noi. A fost firescul nostru. Și mai târziu, ușor, ușor, când unul avea un necaz, să punem toți umărul, să facem ceva. Era un soi de solidaritate care se clădea încă din primii ani ai copilăriei și care doar, cum să zic, s-a structurat în timp și a devenit ceea ce vedem în prezent. Nu știu, o numim campanie, dar odinioară era pur și simplu omenie. O numim generozitate, dar odinioară era pur și simplu normalitate, să întinzi mâna cuiva. Deci lucrurile astea țin și de cei 7 ani de acasă. Ești sursă de sprijin pentru cei defavorizați, pentru bolnavi, pentru cei de la marginea societății. Atunci când pot. Nu le pot face pe toate. Și uneori e o povară, cumva faptul că speranțele multor oameni vin către tine ca și cum ai putea sau ai avea o baghetă magică de zână și ai putea să rezolvi totul. Și tare mi-aș dori să fie așa. Dar nu se întâmplă așa și mă întristează când pur și simplu nu am soluție. Se întâmplă și asta. Și oamenii trebuie să știe că până la urmă ce m-a adus în inimile lor este această muncă de televiziune, dar ca om am și eu limite, ca toți ceilalți. Caritatea ta vine din dragostea pentru semeni și pentru dragostea față de tine însăți. Nu, aș spune mai degrabă că vine din înțelegerea unor lucruri în viață și din durerile pe care eu le-am trăit. Pentru că am devenit mult mai sensibilă la aspecte pe lângă care alții poate trec fără să le dea, să le acorde nici măcar un minut din viața lor. Și nici nu sunt de acuzat. Până la urmă, experiențele trăite ne fac să simțim mai mult, să înțelegem mai mult și cu voia noastră să împărtășim. Așa că am ales cumva să întorc răul în bine. Să transform ceea ce putea rămâne ca o pată pe viața mea în ceva benefic. Să clădesc din nimic. Aurul trecut prin foc este mai prețios. Așa se spune. Încercările aduc schimbare lăuntrică. Așa e. Așa e. Andreea, în viața personală ești cumpătată în trăiri și în sentimente. Însă în profesie este contrar. Nu ți-ai fixat limite. Știu că ai un motto. Nu suferi de autosuficiență. Deci, practic, ăsta cred că ar fi îndemnul și pentru telespectatori. Nu suferiți de autosuficiență, da? La orice vârstă mai e ceva de învățat. Asta e clar. De ce este important să fim temperați, să fim echilibrați în trăiri și în sentimente? Pentru că excesul, oricum ar fi el, nu miroase bine și nu duce înspre bine. Într-un fel sau altul, înțelepții lumii te învață și când te bucuri, să te bucuri cu liniște, cu pace. Când te bucuri de o realizare, de o experiență, să nu mânizei, cum se spune. Pentru că viața e așa cum e, are valuri, urcușuri, coborâșuri. Și dacă azi ești sus, cumva, în spiritul echilibrului, urmează și ceva care să pună ceva în celălalt taler al balanței.
Și atunci, desigur, nu spun, nu vă bucurați de viață, că o să urmeze ceva rău după aia. Nu, departe de mine gândul. Dar fiți conștienți și aveți așa smerenie despre care vorbesc Sfinții Părinți. Umpleți inima, dar nu e nevoie să te exprimi exagerat de sonor când e vorba de asta. Așa cum și durerea se poate exprima diferit de la un om la altul. Nu e bine nici să o închizi în tine, nici asta nu e prea mult, dar să treci prin durere cu demnitate e indicat. Cel puțin asta e părerea mea. Apropo de ceea ce spuneam, să nu suferim de autosuficiență, Socrate spunea că virtutea este cunoaștere. Putem să înțelegem un copil căruia este teamă de întuneric. Însă este dureros când un matur, efectiv, unui matur îi este teamă de lumină. Și știi cât sunt? Din păcate, lucrurile așa stau. Trăim și vremuri foarte tulburi, cu atâția stimuli din exterior, care ne duc în zone neexplorate încă pentru noi. Nu știm cum să reacționăm în fața unor probleme ce sunt noutăți pentru noi. O pandemie. Cine a visat că poate exista așa ceva în anii prezentului? Și toate provocările pe care le-a adus până la pierdere de vieți omenești, aparent din nimic. E foarte greu să faci față prea multor stimuli deodată, pentru că e o vorbă care spune un necaz nu vine niciodată singur. Și, din păcate, e o vorbă adevărată. Lucrurile bune sunt cele care te încarcă, însă lucrurile care dărâmă ceva din tine n-ar trebui să te săcătuiască. De aceea acest echilibru, cumva, dacă reușești să-l menții, această liniște interioară, această pace care e mai greu tulburată în momentele grele, toate acestea te vor ajuta să rămâi pe picioarele tale atunci când vântul bate puternic, a furtună. Ce crezi, se oglindește politețea în viața noastră ca popor? Așa și așa. N-ar spune că suntem poate cel mai politicos popor. Suntem mai degrabă latini, suntem, avem o energie aparte, un mod de a o exprima vulcanic. Deci nu, n-ai nimerit de data asta. Care sunt trei prejudecăți despre feminitate pe care le-ai demitiza? În primul rând că suntem sexul slab. Nici gând. Suntem chiar sexul puternic. Trecem prin atâtea lucruri de care bărbații se plâng încât aș spune că lucrurile nu stau întotdeauna așa. Dar suntem feline. Cu alte cuvinte, ceea ce e cald și pisicos nu trebuie să fie neapărat și slab. Da? Pisica de altfel e un animal foarte puternic și intuitiv și isteț, da? Avem ca femei atribute extraordinare. Apoi suntem cu o frumusețe aparte. Fiecare femeie are o frumusețe unică. Și asta nu ține doar de ceea ce vezi în oglindă. Și cred că de la mamele, de la bunicile noastre, avem comori de învățat, comori de moștenit, doar să vrem să vedem toate astea. Cred că și-au pus amprenta în viețile noastre, fără să vrem. Atât mama cât și bunicile, de ce nu, dacă am prins străbunicile? Exact. Suntem un efect a ceea ce au pus aceste ființe minunate noi. Dacă ai privi retrospectiv cu 20 sau 30 de ani înapoi,
Ce ei transmite Andrei de atunci? Să fac aceleași lucruri. N-am regrete. Cred că am mers exact pe drumul pe care l-am simțit a fi corect și bun pentru mine și totodată just pentru cei din jurul meu. Am avut întotdeauna această dorință de a face lucrurile în așa fel încât, dacă sunt bune pentru mine, să nu-i deranjeze nici pe ceilalți. Nu sunt genul de nepăsător care își urmărește interesul cu orice preț, fără să-i pese de ce lasă în urma sa. Deci cred că aș urma aceeași cale, dacă ar exista peripit aceiași ani de trăit și cu aceiași stimuli exteriori. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o despre tine acum când te apropii de vârsta de 50 de ani? Iertarea. Lecția iertării. Și lecția de a mă ierta și pe mine. Mm-hmm. Pentru că am avut în timp poate mult prea multe pretenții de la mine însă. Și poate cumva, fără să-mi dau seama, am fost perfecționistă, am imprimat acest ritm și copilului meu, care îmi spune: mamă, nu mai încerca să mă liniștești acum, e târziu, asta ești, ești în ochii mei și ești exemplul meu de fiecare zi și nu-mi cere să fiu eu aia liniștită din casă. Deci e copy-paste. Da, recunosc. Însă încerc să o învăț, pentru că atunci când ne oglindim în ochii copiilor noștri, cumva vedem adevăruri pe care nu le-am sesizat la vremea lor. Și încerc să explic că nu perfecțiunea trebuie să fie un scop în viață, ci echilibrul și a fi fericit prin a fi echilibrat. În fond, să trăiești frumos și demn și în împăcare cu ceilalți și cu sine e mult mai prețios decât să fii primul la toate. Ce le-ai transmite telespectatorilor? Dacă au o povară pe suflet, dacă au o persoană pe care nu o pot ierta? Nu te poți... Nu poți evolua cu adevărat dacă nu-ți rezolvi împăcările din urmă, cu tine sau cu ceilalți. Știu că nu e ușor. Știu bine lucrul acesta. Uneori sunt lucruri care nu depind de tine, care sunt cumva puse la cale de cei din jurul tău, nu le porți vina și te simți nedreptățit că se întâmplă așa și cu atât mai nedreptățit când tot tu trebuie să accepti să hotărăști că ierți și că mergi înainte acceptând pur și simplu acea realitate. Dar este singura cale spre a merge spre bine. A păstra frustrările, a te lăsa mereu tras înapoi de dureri cărora nu le ai soluție, nu e deloc constructiv, nu ajută cu nimic. Și e și o iubire față de sine, pentru că atunci când strângi în tine resentimente de acest gen, practic te transformi într-un ghetou sufletesc. Așa-i. Și nu mai poți merge mai departe, te frânează. Așa-i. Acest lucru. Da, ai mare dreptate. Cum poate fi femeia valorizată, apreciată? Se mulțumește cu puțin sau din contră, cu mai mult? Eu nu mă mulțumesc cu puțin. Dăruiesc mult și aș minci să spun că nu am și așteptări. Nu sunt, probabil, sau nu am ajuns la înțelepciunea sau la înălțimea aceea de a ști doar să dăruiesc fără să am și propriile nevoi sufletești. Aș minți să spun că e așa. Dar lucrez cu mine, pentru că bănuiesc, simt, intuiesc deja că acolo nu te mai poate atinge nimic. Dacă ajungi la acel nivel de înțelepciune, nu te mai poate atinge nimic din ceea ce îți afectează sufletul. Înțelegi și accepti, pur și simplu. Pentru sănătatea fizică, nu știu, ai un anumit regim alimentar? Încerc să echilibrez lucrurile. Nu renunț niciodată la tot ce e bun.
Nu renunț la bunătățile de sărbători, mă bucur de ele ca orice om, dar caut să echilibrez după aceea. Ca orice exces, el poate fi înlăturat cumva prin a echilibra în cele ce urmează. N-ai ce să faci, mănânci prea mult, te apuci apoi de o dietă și de sport, da? Asculți un sfat bun dacă există, nu știu, ceva ce te afectează în viață, nu știu, vizual, te uiți la lucruri prea violente, cauți să echilibrezi, să ai o lectură plăcută, să asculți o muzică bună, liniștită și așa mai departe. Și să mai renunți la volumul acela de imagini care te afectează emoțional. Totul contează, tot ce intră prin intermediul privirii, auzului, oamenii pe care îi acceptăm în cercul nostru, fiecare are ceva de spus. Așadar, pentru noi trebuie să fie clar că e o alegere. Și când avem prieteni în jur și sunt de un anumit fel, e o alegere și ce privim la televizor, și ceea ce citim, și dacă citim sau nu citim, și ceea ce ingerăm, toate acestea sunt alegeri. Ce reprezintă televiziunea pentru Andreea Marin, pentru că tot ai evocat această instituție? Un mare ajutor, o unealtă prin care poți să comunici la distanță și dacă o faci cu simț de răspundere, cu talent poate, cu măestrie sau pur și simplu cu cinste. Fii cinstit atunci când transmiți un mesaj celui de acasă, pentru că el va capta acest sentiment. Și dacă ești cinstit, ești demn de încredere. Și dacă ești demn de încredere, pe termen lung poți câștiga pentru tine și pentru alții pe care îți propui să-i ajuți un sprijin considerabil. Asta mi s-a întâmplat mie. Ești un analist al ecranului profesionist și aș vrea să te întreb ce părere ai despre, nu știu, articole sau despre ce urmărim, emisiuni, chiar la jurnal, quiz senzațional. Nu cred în invenții care fac televizorul să tremure. Nu cred în scenarii fanteziste. De multe ori ceea ce se exagerează acolo este departe de adevăr. Și jurnalismul pe care eu l-am învățat odinioară îmi impune niște reguli de bună cuvință pe care poate alții astăzi nu le mai respectă, dar eu continui să merg pe aceeași linie și iată că am de câștigat. Din nefericire, în unele cazuri, televiziunea propagă prostul gust, divertismentul de joasă speță. Într-un timp foarte scurt se îngroașă anumite realități, se evidențiază detalii legate de cruzime care perturbă echilibrul nostru sufletesc, se înmagazinează o frică. De când cu acest război, care desigur, oricum, e dură realitatea, fără să vrei, dar vezi atâtea știri și atâtea dovezi de manipulare care vin cu mult în plus peste ce poate să ducă sufletul unui om uneori, încât, da, sunt oameni care trăiesc în teroare fără ca ea încă să fie parte din viața lor. Și totul vine din mintea omului care are imaginație și uneori e foarte ușor să ajungi la scenarii pe care să ți le închipui și de care să te temi cu adevărat. De aceea spun eu că moderația e mama succesului în viață. Și acesta, cum spuneam, tulbură sensibilitatea noastră afectivă. În România sunt diagnosticați peste 1 milion de oameni care suferă de depresie. Țara noastră are peste 20 de milioane de locuitori. Asta însemna 5% din populația României suferă de depresie. Știu că și tu ai traversat un astfel de episod. Oamenii trebuie să înțeleagă că depresia e ca o furtună interioară, ca o gheară care îți cuprinde sufletul uneori. Te doare inima, știi această expresie.
te doare inima uneori. Ai o durere în piept pe care nici măcar nu ți-o explici, pentru că nu întotdeauna depresia are o corelație directă în realitate. Există oameni care trec printr-o depresie fără ca în viața lor să existe zi de zi o suferință fizică sau, nu știu, o apăsare din partea cuiva din mediul lor apropiat. Ar avea toate motivele să fie bine, adică tot... Văzut din afară, da. Te și întreb de ce au depresie. Da. Dar e o boală perfidă și lucrează foarte mult aici și aici. În momentul în care te simți în dezechilibru, în momentul în care ajungi să te trezești dimineața cu lacrimi în ochi, inexplicabil, nu s-a întâmplat nimic peste noapte care să te facă să te trezești dimineața cu lacrimi în ochi, în momentul în care te doare interiorul și nu știi să exprimi ce te macină atât de tare, în momentul în care simți anumite frici, ți se curmă parcă respirația, nu poți dormi nopțile și ești frământat de gânduri până la obsesie, toate aceste simptome și altele care se pot adăuga sunt puncte care să te pună pe gânduri și care să te trimită la psiholog. Încearcă-l sau la psihoterapeut. Încearcă să vorbești cu un om care este altfel decât cei din jurul tău, din cercul tău, pentru că el nu e deloc subiectiv. E pur și simplu un om care nu te cunoaște dinainte, un profesionist care cunoaște semnele unei boli, uh-huh, și care te poate ajuta în mod real. Și e o boală perfidă, spun asta și pentru că se poate vindeca cu ajutorul altui om, iată, bine pregătit, dar nu neapărat cu pastile. Există și varianta de psihiatru și pastile și nu trebuie nimeni să se sperie de asta. Nimeni nu trebuie să pună o ștampilă pe un om care merge la un specialist. Nu, oricui se poate întâmpla. Pe termen scurt poți lua, scurt sau puțin mai lung, poți lua anumite pastile care îți țin chimia interioară într-o stare optimă și care te scot din acel tunel. E un tunel întunecat. Rușinea ne împiedică să solicităm ajutorul, nu? În general. Sigur, dar rușinea nu este în cazul acesta motivată. Da, dar ce spun oamenii dacă aud și uite cum mă percep? Există tot felul nu de mi s-a părut că m-au perceput în vreun fel diferit. Dacă pe tine, Andreea Marin, deci avem un exemplu. Eu am vorbit în mod voluntar despre asta, tocmai pentru că am trecut prin greu și pentru că am vrut sincer să văd că oameni care poate nu-și dau seama prin ce trec și nu înțeleg această furtună interioară, așa cum n-am înțeles-o nici eu la început, au cumva o minimă informație de la un om ca mine și merg să verifice. Atât. Cele pe care le-ai enumerat sunt momentele în care ar trebui să ne dăm seama că avem o problemă pe care nu putem să o rezolvăm singuri. Pentru că am putea spune, îmi dau lacrimile pentru că nu mi-a mers bine ieri. Nu pot să dorm pentru că am griji, am multe pe cap. De aceea e și perfidă această boală, pentru că te poate păcăli. Și o poți lua în ușor la început, dar după aceea nu mai ai cum. Te prinde în mrejele ei și te afunzi din ce în ce mai mult și singur, fără să faci nimic concret, spun 100% că nu te vei vindeca. Ai nevoie de ajutor și nu e nicio rușine să-l ceri. Am dat niște cifre mai devreme. Mă gândesc că vorbim de un nivel mai înalt al acestora, pentru că poate omul ajunge la specialist când e prea târziu, când deja plonjează într-o depresie severă. Așa e. De multe ori se întâmplă asta, din păcate. Draga Andreea, dragii mei, emisiunea de astăzi Oameni și Păreri are o formă atipică în ceea ce privește prezentarea. Am o coprezentatoare,
venită din țara lui Piticot. Și ce coprezentatoare! Bună, draga noastră! Bună seara! Ne simțim foarte bine la dumneavoastră. Vă mulțumim! Sunt Eva Manciu și vă voi adresa întrebări foarte scurte, întrebări cum s-ar zice blitz. Puteți să răspundeți scurt sau dacă e nevoie de explicații, le așteptăm. Atunci te ascult. Momentul când nu v-ați putut opri din râs? Ah, când sunt gâdilită de fiica mea. Aveți posibilitatea să invitați la cină orice persoană din lume. Care ar fi aceasta? Acum depinde de care lume vorbim, dar dacă acceptăm și îngerii printre noi și în fața camerelor, Audrey Hepburn ar fi cea pe care aș invita-o la un dialog. Activitatea dumneavoastră preferată? Să stau cu cei dragi. Pur și simplu să fim împreună. Maxima sau proverbul preferat? Nu există, nu se poate. E de fapt un motto, un motto al vieții mele. Zi răcoroasă sau zi călduroasă? Călduroasă, negreșit. Deși sunt născută în decembrie, sunt capricorn. Munte sau mare? Îmi place și muntele, îmi place și marea. Îmi place țara noastră pentru că le are pe amândouă. Anotimpul preferat? Cred că vara. Măr sau pară? Pară. Roxana Iliescu sau Simona Pătruleasa? Nu pot să aleg. Îmi sunt prietene amândouă. Andreea Esca sau Andreea Berecleanu? Nici aici. Sunt două femei valoroase. Cove sau Mircea Radu? Din nou, de ce să aleg când pot să iau prieteni pe amândoi? Ceai sau cafea? Nu beau deloc cafea, însă ceaiul doar atunci când sunt bolnăvioară. Încerc să-l beau doar cu folos. Nu și neapărat cu o mare plăcere. Trebuie să aibă poate un parfum prea îmbătător ca să-mi placă mie ceaiul cu adevărat. Dacă ar fi să vă descriți printr-un cuvânt, care ar fi acela? Inimoasă. Culoarea preferată? Violet. Cel mai bun cântăreț din România? Nu pot să fac astfel de clasamente. Îmi plac melodiile multor voci din România. Și cred că e mai cinstit să nu fac pe nimeni să se simtă cumva după celălalt, pentru că pur și simplu îmi place muzica românească, bună, mai puțin cea modernă. Cred că sunt mai mult nostalgică, îmi plac melodiile care merg pe să zic așa, pe regulile vechi de compoziție. Interpretul numărul întâi din lume? Cine poate să spună? Nimeni nu poate să facă un astfel de clasament și să aibă și dreptate. Sunt prea mulți buni. Jurnalistul numărul întâi din România? Ți-aș răspunde la fel. Dacă mai ai întrebări care caută să clasifice oamenii pe diverse profesii, să știi că eu caut să evit astfel de clasamente. Okay. Nu sunt o autoritate în domeniu. Cel mai frumos oraș din lume? În genere, culmea, nu mă gândesc la un oraș acum. Mă gândesc la satele de munte. Însă, dacă e să aleg un oraș, firește că în sufletul meu e Romanul natal, și dacă e să mă gândesc la lumea întreagă, o să fiu sinceră. Din România îmi place mult Iașul, îmi place mult Clujul, și nu sunt singurele, bineînțeles, iar din străinătate îmi place cam orice oraș italian. Foarte frumos. O persoană sau trupă de umor preferată? Trupa nebună din Las Fierbinți. Filmul preferat? E foarte greu. Sunt multe producții bune care m-au cucerit, însă recent seria The Crown. Un defect de care ați dori să scăpați? Graba, care uneori strică treaba. Ultimul cântec pus pe repeat? Am o întreagă serie
pe care o ascult, de cântece care te ajută să te trezești într-o stare bună dimineața. De pe Spotify am ales o astfel de selecție și cântecele acestea de trezire, care sunt calde și plăcute totodată, îmi creează o stare bună la prima oră dimineții. Cea mai gustoasă mâncare pe care ați mâncat-o? Toate mâncărurile moldovenești sunt bune, să știi. Cine a fost măcar în Moldova, dacă nu cumva s-a și născut acolo, știe despre ce vorbesc. Dar dacă ne gândim așa, în general, la mâncăruri care nu sunt chiar ale noastre, îmi plac cele mai păcătoase, cum ar fi pastele, cum ar fi cozonacii, cum ar fi, nu știu, mâncarea italiană în general. E clar că am o afinitate pentru Italia, din punctul ăsta de vedere. Și cumva ceea ce faci acasă, mâncarea făcută acasă, nu e de găsit nicăieri. Floarea preferată? Violeta. Vă mulțumim! Am redescoperit-o și mai mult pe doamna Andreea Marin. Și copiii vă apreciază activitatea Spor în Toate. Mulțumesc tare mult, draga mea! Așa, surpriză, da! Mulțumesc! Și eu îi mulțumesc pentru ajutor, dar pentru că în camera alăturată știu că sunt niște prăjituri îmbietoare. Exact! Nu faci o magie așa să ajungă ea mai repede la ele? Te eliberez! Te așteaptă prăjiturile! Revenind la televiziune, asistăm de multe ori la diagnosticare în emisiuni TV, la prescriere de tratamente, nu din partea unor persoane avizate, competente, deci nu vorbim de doctori. N-am prins asta vreodată, da? Dar într-adevăr nu e în regulă. Da, da. Da. Există și telejustiție, în care e o simulare, de fapt. Adică e o convenție pe care oamenii ar trebui să o înțeleagă. Ar trebui să înțeleagă că e doar o poveste la televizor, nu o realitate, dar poveste care, dacă e bine făcută, poate veni cu o informație valoroasă la purtător și poate ajuta, într-adevăr, măcar poate deschide apetitul oamenilor pentru a-și cunoaște drepturile. Dar dacă nu e bine făcută, te poate duce într-o zonă opusă, de confuzie, de a te speria de legi care de fapt cumva nu te pot ajuta, pentru că tu nu le înțelegi corect până la capăt. Deci, ca toate în viața noastră, există o linie de demarcație între, cum să zic, felul de a-ți face meseria greșit și nu în folosul celorlalți și celălalt mod de a o face cu răspundere, cu responsabilitate. Nu vorbesc de emisiuni care sunt informative în folosul cetățenilor. Da, avem și chiar o prietenă bună moderează astfel de emisiuni și sunt salutare pentru publicul larg. Vorbim de acele emisiuni în care sunt oameni care se erigează în avocați, poate, de ce nu, în procurori, în judecători, care substituie justiția reală din instanțele de judecată. Eu nu cred că o substitui, poate își doresc. Dar a o substitui mi se pare imposibil. Da, e prea mult spus, da. Încearcă să o înlocuiască cumva, dar... Da, da, da. Încearcă să capete aripi ce nu sunt ale lor. De ce crezi că s-a ajuns aici? Fuga după senzații tari. După senzaționalism, cum îi se spune. Lipsa de pricepere. Aduce în derizoriu ceea ce nu te pricepi să faci cu adevărat. A vrea să arăți că ești deștept, le știi pe toate. Păi dacă în ziua de azi cu un telefon în mână ești și om de televiziune, știi să faci și montaje, știi să faci și așa, păi ca doctor ce-ți mai trebuie? Iei o injecție și poți să faci și injecția, rapid. Și mai stai puțin și poți să faci o operație. N-am văzut doctori închipuiți la știrile de la televizor și așa mai departe. E un mare pericol, evident. Până la urmă, fiecare proces de formare a unui specialist într-o direcție sau alta are rostul său. Anii aceia de studiu nu sunt degeaba.
Nu poți așa peste noapte să-ți închipui că faci tu minuni. Există și astfel de oameni, noroc că încă mai există și cei treji și cu, cum să zic, cu dorința aceasta de a menține un echilibru. E periculos. Andreea, mă gândesc că ai întâlnit și tu conesori din ăștia care le știu pe toate, știu și să modereze, ce mare lucru să te așezi schimb câteva pe două vorbe. Potoli și să adresezi niște întrebări. Da. Ce mare lucru. Da, care se erigează în realizator TV. Cred că ai trăit sigur astfel de situații. Ce le-ai spune? Că mă gândesc că sunt astfel de hateri la tot pasul. Ce le-ai transmite? Absolut nimic. N-am timp. Nu arunci mărgăritare gura, să zice, porților. N-am vreme de pierdut, pur și simplu. Eu mai bine construiesc decât să dărâm. Aș vrea să continui printr-un citat al lui Andrei Pleșu. Nu există progres educațional fără modele. Tu ești un astfel de model. Asta spui tu. Eu încă n-am ajuns acolo. Mie îmi pare prea mult, dar asta spui tu. Ce proiecte ai în sensul pe partea aceasta? De unde să încep și cât timp ai? Creative Hub Voice and Visibility, locul acesta în care ne aflăm, nu are doar studiouri dedicate filmărilor sau ședințelor fotoprofesionale sau evenimentelor indoor, outdoor, ci este și un loc în care ne întâlnim, uneori facem workshop-uri, alteori întâlniri educative și pentru alții, dar chiar și pentru noi. Pentru că de fiecare dată când îți propui ca alții să învețe ceva într-un loc pe care tu îl deții, negreșit te vei îmbogăți și tu. Cred că e cumva datoria fiecăruia dintre noi să lase ceva în urmă. Mai mult, mai puțin, fiecare după puterile sale. Și nu de puține ori am auzit, fără ca eu să intenționez neapărat să învăț pe cineva ceva, să-l chem la lecții, ci pur și simplu, din munca noastră împreună, am înțeles că sunt cumva și un dascăl bun. Acum, eu nu am patalama de dascăl și nu pot să bag mâna în foc că e și așa. Dar dacă există niște ucenici pe care i-ai crescut și i-ai transformat în profesioniști la un moment dat și și-au luat apoi zborul și s-au descurcat pe propriile picioare, așa cum faci și cu copiii tăi, nu, până la urmă, e mare lucru. Ai o mulțumire sufletească. E cumva moștenirea a ceea ce tu știi să faci transmisă mai departe celorlalți. Ce ai să le transmis celor care sunt la început de drum și vor să acceadă în televiziune? În ziua de azi, habar n-am ce să le spun. Pentru că lucrurile sunt atât de diferite și de disproporționate și de nedrepte de cele mai multe ori. Păi, când eu am dat acele examene la televiziune, au însemnat, nu știu, o săptămână în fiecare zi de probe diferite în fața camerei, în spatele ei, cu creionul pe hârtie, eseul, limbă străină, felul în care te descurci într-un studio de televiziune, chiar dacă n-ai mai intrat vreodată într-unul, cum era cazul meu. Toate lucrurile astea erau foarte atent studiate de o comisie care era serioasă, n-aveam rude prin ea, înțelegi? Adică nu intrai pe ochi frumoși, nu erai cunoștința nimănui, dovedeai sau nu dovedeai? Și de fapt nu dovedeai nimic la momentul ăla, ci doar pe moment se vedea că ai potențial sau nu. Să înțeleg că PCR-ul prevalează mai mult astăzi decât atunci, pile, cunoștințe, relații, deci tu n-ai avut nevoie atunci, dar acum... Acum văd nici măcar nu se mai dau concursuri cu adevărat. Acum pur și simplu X îl cunoaște pe Y și îi face drum pe ușa televiziunii. Și unde? De aia treaba este așa de bună cum iese, de fapt. Că adică prea rar se întâmplă ce trebuie. Unde e meritocrația de altă dată? Lasă că acum e plin de... Toți suntem asistenți TV, cum ar fi. Între ghilimele. Da, exact. Și ce să zic... E treabă serioasă. Ce-i să transmiți factorilor decidenți? Absolut nimic.
Îmi văd de treaba mea, nu dau lecții nimănui. Eu îmi fac treaba bine așa cum știu eu. Și dacă alții decid să o facă altfel, să fim cinstiți. Pe termen lung nu le va merge așa. Păi tocmai de asta, pentru că urmărim dezvoltarea, nu? Mass medii audiovizuale și nu egresul. Să ne dezvoltăm fiecare pe munca sa și dacă alții nu vor, nu poți să-i obligi. Cumva telespectatorul, care e până la urmă supremul nostru judecător, face diferența în toate. Și există telespectatori și telespectatori. Unii își doresc un anumit tip de produs, e loc pe piață pentru toată lumea. Alții sunt mai pretențioși. Atât pentru astăzi. Îți mulțumim pentru că ne-ai primit la tine acasă. Cu mare drag. Aș vrea să interiorizez fiecare clipă. Ai avut puncte de vedere cu haz, cu limpezime. Ne-ai îmbucurat foarte mult. Îți mulțumesc tare mult. Și e întotdeauna o plăcere discuția deschisă din emisiunea ta. Eu mă simt ca acasă, deja, la Oameni și Păreri. Și asta pentru că ai libertatea de a fi tu însăți, de a fi cinstită, de a spune exact ce gândești. Și am observat că nu corectezi emisiunile, lași omul cu adevărul lui, așa cum e, și telespectatorul este cel care își trage concluziile. Așa ar trebui să fie, de fapt. Da, mulțumim încă o dată. Și eu mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.